Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre dictatura lui Carol al II-lea și Constituția din 1938. La începutul anului 1938, cursul firesc al vieții democratice, deschis prin Constituția din 1866 și continuat fericit prin noile prevederi introduse în 1923, a fost întrerupt de instaurarea de către regele Carol al II-lea a unui regim monarhic autoritar. Acest regim autoritar al lui Carol a deschis drumul către regimurile dictatoriale care au afectat România multe decenii după acțiunile întreprinse de regele Carol. După 8 ani de la urcarea pe tron, Carol al II-lea, fiul cel mare al lui Ferdinand I, își putea realiza obiectivul urmărit, acela de a face din monarhie factorul decisiv în luarea deciziilor politice pentru conducerea țării. Lovitura de stat din 1938, precum și întreaga succesiune de evenimente care au condus la instaurarea regimului autoritar al lui Carol al II-lea, a fost anticipată de criza dinastică declanșată în ultimii ani de domnia lui Ferdinand I, criză care a afectat viața politică și constituțională din România în perioada interbelică. Criza dinastică, 1925-1930, a reprezentat un fapt aparte în istoria monarhiei românești și a fost generată de renunțarea la prerogativele de moștenitor al tronului României de către fiul cel mare al regelui Ferdinand I. Carol renunța la tron din motive personale, exilându-se în străinătate împreună cu Elena Lupescu. Renunțarea sa fiind recunoscută de Consiliul de Coroană la 31 decembrie 1925 și ratificată de Parlament la 4 ianuarie 1926. Tot acum, Parlamentul îl proclamă ca moștenitor al tronului pe Mihai, fiul lui Carol, instituindu-se și o regență pentru cazul în care Mihai ar ajunge rege înaintea vârstei majoratului. Această posibilitate, întrevăzută de Parlament, s-a adeverit la 20 iulie 1927, când, după moartea lui Ferdinand I, nepotul său Mihai I, fiind minor, prerogativele regale au fost exercitate de regența alcătuită din principele Nicolae, fratele mai mic al lui Carol, Miron Cristea, patriarhul României, și Gheorghe Buzdugan, președintele Înaltei Curți de Casație, înlocuit la moartea sa în octombrie 1929 de Constantin Sărățeanu, consilier la Înalta Curte de Casație. Astfel, Mihai I domnește sub regența instituită încă din viață de bunicul său în perioada 1927-1931, perioadă marcată de controversele între liberalii, apărătorii ai ordinii constituționale, și politicienii adepți ai carlismului, care doreau întoarcerea lui Carol și proclamarea sa ca rege. Partida carlistă a reușit ca, după întoarcerea neașteptată a lui Carol în țară, să îl proclame pe acesta rege la 8 iunie 1930, data proclamării ca rege în Parlament, detronându-l astfel pe Mihai I, care a primit titlul de Mare Voievod de Alba Iulia. Restaurația a fost acceptată de majoritatea forțelor politice, excepție făcând Partidul Național Liberal, dușmanii tradiționali ai noului rege și apărătorii ai prevederilor Constituției din 1923, prevederii flagrant încălcate pe parcursul domniei lui Carol al II-lea. În timpul domniei lui Carol, situația politică, dinainte afectată de divergențele dintre partidele politice, s-a complicat și mai mult datorită faptului că regele manifesta tendințe autoritare, măcinând partidele și urmărind o îmbogățire rapidă. În jurul lui Carol s-a constituit foarte repede camarila regală, formată din politicieni obscuri și din oameni de afaceri dornici de parvenire, pe care s-a sprijinit regimul lui Carol și care a condus țara din umbră. Instaurarea regimului monarhiei autoritare a fost pregătită de întreaga politică dusă de Carol al II-lea în primii 7 ani ai domniei sale, politică ce a urmat slăbirea principalelor partide politice, anume Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc, prin sprijinirea disensiunilor dintre liderii politici și a disidențelor. Pentru aceasta a numit guverne de Uniune Națională, guvernul Nicolae Iorga și A.C. Cuza în 1931-1932. A încălcat uzanțele constituționale
numind în fruntea guvernelor nu pe liderii partidelor, ci pe adepții ai monarhiei, ca Alexandru Vaida Voievod în 1932 și Gheorghe Tătărăscu în 1934, sporind astfel divergențele dintre liderii partidelor liberal și național țărănesc. Așa a procedat Carol și la alegerile din 1937, când s-a ivit prilejul perfect pentru Carol, iar el a profitat de situația în care se aflau partidele politice, care la aceste alegeri niciunul nu a reușit să obțină procentul de 40% din numărul voturilor, procent necesar pentru formarea guvernului, conform prevederilor constituționale. Carol a decis atunci ca guvernul să fie condus de Octavian Goga, președintele Partidului Național Creștin, care a obținut numai 9.155 din totalul voturilor. În spatele acestui guvern slab, fără o bază socială largă și fără susținere parlamentară, Carol al II-lea își pregătește instaurarea regimului autoritar prin dizolvarea Parlamentului la 18 ianuarie 1938, fixând un nou termen pentru alegeri. Carol nu mai așteaptă însă noile alegeri generale și, printr-o lovitură de stat, demite guvernul Goga la 10 februarie, însărcinându-l pe Patriarhul Miron Cristea cu formarea noului guvern. Imediat în ziua următoare, fără nicio explicație, a fost decretată starea de asediu pe întreg teritoriul țării, menținerea ordinii publice și siguranța statului trecând în mâinile autorităților militare. În continuare a loviturii de stat de la 10 februarie și în condițiile stării de asediu, Carol propune o nouă Constituție, textul ei fiind publicat pe 20 februarie, fixându-se pentru data de 24 februarie organizarea unui plebiscit pentru adoptarea acesteia. În urma plebiscitului, la care votul s-a făcut prin declarație verbală, consemnată pe liste separate pentru cei care votau împotrivă, expunându-se astfel repercusiunilor, Constituția a fost votată de un procent foarte mare de votanți. Constituția a fost promulgată de rege prin decret regal pe 27 februarie 1938. Deși reproducea în fond din vechea Constituție un mare număr de texte, Constituția din 1938 reprezenta un pas înapoi în evoluția democratică a României, cuprinzând numeroase datorii și restricții pentru cetățenii statului român. Constituția din 38 avea 100 de articole sistematizate în 8 titluri. Organizarea politică a statului era reglementată în titlul 3, intitulat Despre puterile statului, care cuprindea 6 capitole, structurate la rândul lor pe secțiuni de-a lungul cărora sunt relatate hotărâri amănunțite, referitoare la componența și îndatoririle puterilor statului. Titlul 3 cuprinde în total 51 de articole, dovada importanței acordate acestui aspect al organizării statale. Separația puterilor în stat este, în fapt, desființată de prevederile Constituției, producându-se o concentrare masivă a puterii în mâinile regelui, care devenea astfel capul statului. Formal, puterea legislativă era exercitată de rege, prin reprezentațiunea națională, iar puterea executivă era încredințată tot regelui, care o exercita prin intermediul miniștrilor, reieșind astfel foarte clar preponderența regelui și implicarea sa în toate activitățile statului, tot regele având în competența sa și inițiativa legislativă, limitând astfel foarte mult atribuțiile Parlamentului. Astfel, prin instaurarea unui regim de dictatură autoritară, regele avea în competența sa următoarele elemente: inițiativa legilor, sancționarea și promulgarea legilor, putând să refuze sancționarea acestora, dreptul de a face decrete cu putere de lege în intervalul dintre sesiuni și când adunările legiuitoare erau dizolvate, dreptul de a avea singur inițiativa de revizuire a Constituției cu consultarea prealabilă a Parlamentului, dreptul de a dizolva ambele adunări deodată sau numai una dintre ele. Dintre aceste prevederi, cea mai relevantă pentru regimul autoritar instaurat de Carol era cea referitoare la posibilitatea legiferării prin intermediul decretelor cu putere de lege. Decretele lege au căpătat prioritate datorită concentrării întregii puteri în mâna regelui,
Cu timpul, acestea au constituit singura cale de legiferare și nu au mai fost supuse niciunui control din partea altui organ al statului. Regele avea, conform Constituției, și alte atribuții importante și în vederea organizării executivului. Numea și revoca miniștrii și în toate funcțiile publice. Era capul armatei, având dreptul să declare război și să încheie pace. Conferea decorații și bătea moneda. Numea ambasadorii și miniștrii plenipotențiari. Avea dreptul de a cere urmărirea miniștrilor și de a-i trimite pe aceștia în fața Înaltei Curții de Casație. Se păstra însă obligativitatea contrasemnării actelor regelui de către ministrul de resort. Însă, aceasta făcea ca ministrul care a contrasemnat să poată fi tras la răspundere pentru urmările actului, persoana regelui fiind inviolabilă și, astfel, regele era scutit de răspundere pentru actele sale. Activitatea legislativă urma a se exercita de către rege prin intermediul Parlamentului, ducând la transformarea acestuia din urmă numai într-un organ de discutare și de votare a proiectelor propuse de executiv și implicit de către rege. Astfel se păstra, deși formal, instituția Parlamentului, care avea atribuții considerabil micșorate. Parlamentul păstra forma bicamerală, fiind alcătuit în continuare din Camera Deputaților și Senat. Membrii adunărilor legiuitoare erau aleși prin vot, puterea lor emanând de la națiune și aveau o durată a mandatului diferențiată, 6 ani la deputați și 9 ani la senatori. Regele putea convoca, închide, dizolva ambele adunări sau numai una dintre ele, pe cea mai puțin obedientă, și le putea amâna lucrările. Adunările trebuiau convocate de cel puțin o dată pe an, iar în cazul amânării lor de către rege, trebuia ca ele să se întâlnească la un an de la data amânării. Constituția din 38 a abandonat regula după care miniștrii trebuiau să fie recrutați din rândul majorității parlamentare și să se bucure de sprijinul Parlamentului în activitatea lor, precizându-se că miniștrii exercită puterea executivă în numele regelui, adică miniștrii erau numiți și demiși de către rege după bunul său plac, devenind simpli funcționari ai acestuia. Se preciza că miniștrii au răspundere politică numai față de rege, ei neputând fi interpelați de membrii Parlamentului, ci erau trași la răspundere numai de către rege. În Constituția din februarie 1938, putem distinge anumite trăsături fundamentale: fuziunea puterilor statului în persoana regelui și primatul executivului asupra legislativului. Drepturile și libertățile democratice au fost fie sever limitate, fie lichidate complet. Aceeași soartă având-o și instituțiile corespunzătoare ale regimului parlamentar. Centralismul birocratic și autoritar în administrația de stat a introdus principii constituționale împrumutate din legislația corporatismului fascist italian din această perioadă. Pierderile teritoriale din anul 1940, în urma ultimatumului sovietic din 22 iunie, când Basarabia era anexată de URSS, și a dictatului de la Viena din 30 august, când erau cedate Ungariei Maramureșul, nordul Crișanei și Transilvaniei, au dus la prăbușirea regimului autoritar al lui Carol al II-lea, instituit prin Constituția din 1938. În încercarea disperată de a-și salva tronul și simțindu-se amenințat de agitațiile mișcării legionare, a cărei ascensiune fusese favorizată chiar de propriul regim, Carol al II-lea recurge la generalul Ion Antonescu, pe care îl însărcinează cu formarea guvernului la 4 septembrie, investindu-l pe acesta cu puterii depline, dizolvând totodată Parlamentul și suspendând Constituția din 1938. La 6 septembrie 1940, în urma cererii unanime a principalelor formațiuni politice care refuzau să facă parte din guvern, Ion Antonescu îl somează pe Carol să abdice, iar acesta cedează în cele din urmă prerogativele tronului în favoarea fiului său Mihai. Noul rege, Mihai I, acum major, îl reinvestește pe generalul Antonescu cu puterii depline în conducerea țării. În urma refuzurilor lui Iuliu Maniu și C.I.C. Brătianu de a face parte dintr-un guvern de Uniune Națională, invocând absența fundamentului democratic,
Antonescu se vede nevoit să formeze un guvern format din antoneștieni și legionari. România fiind proclamată stat național legionar. Antonescu a devenit astfel conducătorul statului, iar Horia Sima era conducătorul mișcării legionare, singura organizație politică legală. În calitatea pe care o deținea, Ion Antonescu concentra în mâinile sale prerogativele puterii legislative și executive, pentru că avea dreptul de inițiativă legislativă, de a numi și destitui membrii guvernului și de a angaja statul pe plan extern, nerăspunzând în fața nimănui pentru actele sale de politică internă sau externă, ca urmare a dizolvării Parlamentului. Astfel, conducătorul statului răpea o mare parte din prerogativele regelui, rolul monarhiei fiind în această perioadă unul decorativ. Tensiunea dintre Antonescu, adept al ordinii legale, și legionarii care promovau un climat de nesiguranță, dezordine și teroare, fiind sprijiniți puternic de Germania nazistă, a luat forme violente în ianuarie 1941. În urma evenimentelor din această perioadă, legionarii, înfrânți, au fost scoși în afara legii, iar Antonescu a format un nou guvern alcătuit din militari și tehnicieni, instaurând astfel un regim autoritar, o dictatură militară, conducând în acest mod statul român din ianuarie 1941 până la 23 august 1944. Conducătorul statului, care întrunea în continuare puterea legislativă și cea executivă, guverna țara prin intermediul decretelor lege, nesupuse promulgării regelui. Deși instaurase un regim autoritar, Antonescu păstrează unele reminiscențe de conduită democratică, manifestând oarecare toleranță față de activitățile principalilor lideri politici ai partidelor, care acum erau interzise. Întreaga caracterizare a regimului lui Ion Antonescu nu poate însă fi scoasă din contextul dezastruos în care se afla statul român când Antonescu a preluat puterea, acesta acționând din dorința de a salva ceea ce se mai putea salva de pe urma pretențiilor teritoriale ale puterilor implicate în noul război mondial, sacrificând pentru aceasta organizarea democratică a țării. În vara anului 1944, înfrângerea Germaniei naziste devenea tot mai evidentă și, în condițiile ofensivei sovietice pe teritoriul României din august 1944, se urmărea de toate forțele politice din țară înlăturarea lui Ion Antonescu de la conducerea statului și ieșirea României din tabăra fascistă. Aceste dizidențe s-au realizat la 23 august 1944, când, în urma arestării lui Ion Antonescu în biroul regelui, s-a marcat înlăturarea regimului antoneștian și alăturarea României la Coaliția Națiunilor Unite în lupta împotriva trupelor germane. Se formează un nou guvern, condus de generalul Constantin Sănătescu, din punct de vedere constituțional, revenindu-se la situația de dinainte de 27 februarie 1938, la organizarea statului conform Constituției din 1923. Însă această încercare de reinstaurare a regimului democratic, condusă de un rege, Mihai I, bine intenționat, dar lipsit de experiență și sprijin politic, a fost zădărnicită de intrarea României în sfera de influență a Moscovei, țara noastră fiind supusă treptat procesului de sovietizare. Principalul instrument prin care guvernul sovietic și-a realizat obiectivele politice în România a fost Partidul Comunist Român, un partid ignorat pe harta politică a României. După 23 august 1944, PCR a fost sprijinit puternic să-și sporească numărul de membri, să formuleze un program atrăgător pentru mase, să realizeze coaliții largi pentru a ajunge la putere. Acest lucru se realizează când, la sfârșitul lui februarie 1945, A.I. Vișinski a venit în România, impunând demisia guvernului Rădescu și formarea unui guvern condus de Petru Groza, la 6 martie 1948. Acest lucru se realizează când, la sfârșitul lui februarie 1945, A.I. Vișinski a venit în România, impunând demisia guvernului Rădescu și formarea unui nou guvern condus de Petru Groza, la 6 martie 1945. Reușind astfel să acapareze puterea executivă a statului, comuniștii aveau nevoie să controleze și puterea legiuitoare pentru a-și atinge scopul propus,
instaurarea unui regim comunist în România. La alegerile generale din 19 noiembrie 1946, conform datelor oficiale, forțele pro-comuniste grupate în blocul partidelor democratice obțin o majoritate confortabilă. Dispunând de această majoritate covârșitoare, puterea comunistă se consideră acum destul de puternică pentru a distruge democrația din România. Mai întâi se urmărește înlăturarea opoziției reprezentate de partidele istorice, rând pe rând acestea fiind dizolvate sau silite să-și înceteze activitatea. Apoi s-a urmărit înlăturarea monarhiei și a regelui Mihai I, care, în ciuda opoziției din timpul grevei regale, s-a văzut nevoit să abdice la 30 decembrie 1947. În aceea zi, în ziarul Scânteia, pe lângă actul de abdicare al regelui, este publicată și proclamația guvernului către țară, prin care a fost proclamată Republica Populară Română și au fost aleși membrii Prezidiului Republicii Populare Române, care urmau să dețină puterea executivă până la adoptarea unei noi constituții. Spre deosebire de dictaturile de dreapta care au dominat România în perioada 1938-1947 și care combat în mod deschis și direct regimul constituțional și, deci, nu au constituții, dictaturile de stânga se pretind regimului democratice, chiar și cele mai democratice posibile, și deci au și constituții. În perioada dictaturii comuniste, respectiv 30 decembrie 1947, 13 aprilie 1948, s-au succedat fără întrerupere trei constituții. Constituția Republicii Populare Române din 13 aprilie 48, Constituția Republicii Populare Române din 24 septembrie 1952 și Constituția Republicii Populare Române din 21 august 1965. Aceste acte fundamentale au reglementat organizarea politică a statului român și raporturile dintre puterile politice, fiind însă exclus principiul democratic al separației puterilor în stat și cel al pluripartidismului, adoptându-se regimul Partidului Unic, Partidul Comunist Român, care deținea întreaga putere politică în România, controlând astfel conduita internă și externă a statului. Dragii mei, atât despre constituțiile țării noastre. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!